Salutare prieteni, am revenit din nou la această scară, am decofrat, am curățat bine peste tot, am măturat, am aspirat. Acum urmează să aplicăm amorsa și pe urmă să facem calculul la granit cum o să plecăm scara. Am diluat aici o amorsă de la Oscar, o parte de amorsă și 3 de apă. Nu vreau să fie chiar așa de concentrat, că în momentul când e concentrată se face o peliculă de sticlă și s-ar putea să nu prindă bine granitul. Folosim un adeziv de la Primus, de exterior gri, și în momentele care o să urmeze o să vedeți exact cum plachez această scară. Am început să calculez treptele și contratreptele. Am undeva la 2 cm încărcătură, pentru că am lăsat puțin cam mult. Mi-a fost frică să nu fie treptele cam înalte, dar o să bag câțiva saci în plus adeziv, nu-i problemă. Așa iese și o să încep toată treaba asta de jos în sus. Aici, la sfârșit, ar trebui să-mi dea sub pragul de la ușă de termopan. Din această cauză am și turnat, am lăsat vreo jumătate de centimetru la fiecare treaptă și s-a adunat și mi-a rămas cam 2 cm de adeziv sub granit. Dar nu e nicio problemă. Încărcăm și o să iasă ok. Revenim.
început să pun flăcele de granit. Am pus prima treaptă. Folosesc niște sisteme de astea de nivelare prin înșurubare, pentru că am vrut să pun placă lângă placă, dar totuși nu-mi place. Dacă pun placă lângă placă, când o să chituiesc, nu prea are loc chitul. Și am optat să le montez așa. Merg la masă, după care o să încep la a doua treaptă. O să pun contra treapta și cu treapta. Am avut și puțină încărcătură, cred că vreo 2 cm am avut încărcătură. Nu mi-am dat seama când am turnat cofragul că m-a aruncat atât de mult. Bine că puteam să merg cu ele la piele, dar nu îmi ieșea aici la ușă sub toc. O să nu rămâne acolo o margine de vreo 1 cm jumate, 2 sub toc și am preferat să încarc decât să rămân așa, că nu prea-mi plăcea. Revenim. Tai plăcile de granit cu flexul. Am și o mașină de tăiat pe bază cu apă, dar nu taie la 60 de centimetri. Folosesc o pânză de la Dexter. Thank you.
Atât am putut să fac pe ziua de astăzi. Am pus aproape două trepte. Mâine sau poimâine o să continui. Așa a ieșit. Am decis să pun granitul cu rosturi, pentru că m-am folosit de aceste dispozitive de fixare, de nivelare. Eu zic că a ieșit foarte bine. Am avut o încărcătură de 2 cm, dar nu a fost o problemă. Aici, în spate, tot la fel o să vin cu granit. Așa se vede de aici. Tot un vincul, un boloboc. O să avem 4 trepte egale. Contratrepta are undeva la 16 cm jumate. Aici o să venim perfect sub ușă cum am dorit. Și după ce să terminăm scara, o să facem și acea copertină. Vedem cum, și o să turnăm și acest semirotund mai mare, pentru că a rămas mic. Cam atât în acest episod. Dacă vă place ceea ce fac, dacă videoclipurile mele vă sunt de ajutor, nu uitați să vă abonați la acest canal, să lăsați un like, un comentariu și până data viitoare, numai bine, la revedere!